Înapoi, prieteni, live la Metropola TV și live pe Facebook Mugur Mihăescu Merit sau Mugur Mihăescu sau Metropola TV Facebook, unde, așa cum ați văzut în prima parte, am stat de vorbă cu Cristina, una din pepitele de aur ale României, cu care, nu-i așa, toată lumea se mândrește, toată lumea și le însușește meritele. Nu este rău pentru noi muritorii să ne regăsim și să ne mândrim cu ei. Este rău pentru cei care își arogă succesul lor ca fiind meritul unor sisteme gândite de ei. Nu. Mediocritatea este la ea acasă, știți bine, și noi suntem aici prieteni tocmai ca să-i dăm cu aurul în cap acestei mediocrități și, apropo, și de Ana Maria Brânză, să-i dăm și cu argintul în cap. Așa că continui cu Cristina despre implicarea ei în asociația asta, în zona de sport. Ziceai că ești singură deocamdată pe zona de... Da, este primul proiect dezvoltat care are legătură cu sportul și cred eu că nu va fi ultimul. Mai avem câteva idei de dezvoltat, pentru că, repet, sportul reprezintă cele mai înalte valori ale societății. Da? Dacă educăm copiii, tinerii în spiritul pe care sportul îl are, de fair play, de corectitudine, de dedicare, de luptă, de gestionarea eșecului orientat către o altă încercare, atunci nu avem cum să nu ducem toată țara asta spre performanță. Este clar, pentru că există o entitate pe care trebuie să o cultivăm și pe care mediocrii ăștia nu doresc sub nicio formă. O chestie spusă de ăia bătrâni, ăia, știi, minte sănătoasă în corp sănătos. Nu poate să-ți funcționeze softul dacă hardul nu funcționează. Ăsta este computerul, mașina fizică. Da. Softul, dacă mașina face crc, crc, degeaba este softul performant, că moare mașina, moare și softul. Asta este. Unul dintre rolurile mele este cel de instructor de fitness, de antrenor de fitness și de nutriție. Și ce le spun oamenilor care vin să lucreze cu mine, îi ajut să înțeleagă că atunci când faci sport, mișcarea pe care o faci, indiferent de ce natură, îți schimbă chimia în corp. Îți schimbă modul în care tu, lentilele prin care vezi viața ta și nu numai, îți schimbă mindset-ul, modul tău de a gândi. Și atunci, având energie, devii mai productiv, având claritate în gândire, îți vezi oportunitățile mai ușor. Da? Deci, dar este... Cine are nevoie de treburile astea aici? Pentru că lucrurile astea, ți-am spus, generează societăți sănătoase. Societăți sănătoase în gândire și în fizic. O societate sănătoasă nu se va înghesui la medicamente. O societate sănătoasă nu se va înghesui să-și, nu știu, să-și cumpere mașini și își va lua biciclete. O societate sănătoasă nu va mai consuma de la fast food-uri și va mânca lucruri pe care și le va lua de la fermierul local. Cine are nevoie de societate sănătoasă în țara asta? Ăștia? Noi, în schimb, avem. Suntem 70% care avem nevoie. Se fac, eu văd în industria în care lucrez, în industria asta a wellness-ului, se fac pași în direcția asta, se fac pași către a educa oamenii și populația în direcția asta despre a face alegeri mai sănătoase, în primul rând pentru ei ca indivizi și apoi pentru ei ca entități în diverse grupuri, vorbim de familie, de job și așa mai departe, și oamenii încep să înțeleagă, cei care încearcă cel puțin, înțeleg
ce înseamnă să intri într-un stil de viață sănătos, să începi să ai un stil de viață sănătos în loc să alegi să ții o dietă pe care este pentru o perioadă scurtă de timp și apoi te întorci la vechile bad habits. Exact, obiceiuri. Atunci când îți transformi alegerile, pentru că până la urmă vorbim de performanță, asta înseamnă să ajungi la performanță. Alegere cu alegere. Nu e ușor să alegi să nu bei nu știu ce suc în loc de apă, că îți face plăcere de moment. A făcut-o cu Cristiano Ronaldo și da, exact. Da, ce să zic, sportivii mari fac alegeri potrivite, da. De aia sunt acolo. Dar banii lor veneau de și de acolo și nu. De acord, n-a fost de acord, okay. De acord, însă... Dar din punct de vedere al meu așa personal a fost bravo, băiatule. Da, n-a vrut el să-și asocieze imaginea. Sau poate, cine știe, avea alt contract, nu știu. Nu, dar... nu cred. E pur și simplu o alegere a lui, dar n-a fost inspirată, pentru că, până la urmă, și banii în sportul ăsta de performanță, unde atleții de foarte mare nivel sunt super bine plătiți, cel puțin într-o societate normală la cap, sunt super bine plătiți, sunt eroi naționali ai lor, adică nu sunt... De-aia copiii fac sport acolo. De-aia noi nu avem bază de selecție. Pentru că în România copiii nu-și doresc neapărat să ajungă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, pentru că vor fi eroi, pentru că vor fi remunerați, pentru că vor duce o viață foarte bună ca sport de performanță. Nu, aici vorbim despre pasiunea ta și despre nu știu, cum ți-ai ales drumul în viață, însă în România, din păcate, nu avem această cultură de a primi sponsori, de a cultiva această idee a banului în jurul sportivilor. Nu. Că dacă vine un sponsor acum și să dea bani la o echipă sau la asta, vine ANAF-ul peste... Opa! Păi înseamnă că profitul pe care... Bine, asta nu înseamnă că ANAF-ul face neapărat un lucru greșit la chestia asta, că înseamnă că și acel sponsor are o problemă cu declararea profitului. Nu neapărat. Sunt nu știu, oameni care au posibilitatea să facă această faptă, să sprijine prin sponsorizări și chiar o fac unii dintre ei cu inima deschisă. Ei, și mulți. Da, și noi suntem foarte norocoși. Au spus da foarte mulți oameni și foarte multe branduri. Da, Social Incubator e destul de cunoscut, din câte știu eu, și s-a făcut cunoscut pentru că a știut să țipe. Să țipe țipătul ăla frumos, țipătul ăla al normalității. Să bată la ușile oamenilor normali, adică n-a fost mioritic. Facem așa, lăsăm capul jos, nu se poate. Nu, au luptat cu încăpățânarea aia demnă de performanță, da. Și și-au atins scopul și au adus în jurul lor oameni ca tine, oameni de aur, care să le dea, să-i ajute și mai mult, să ridice ștacheta și mai mult. Și au standarde, lucru cu care eu m-am identificat, fiind sportivă de performanță. Lucrurile făcute bine sunt... lucruri care aduc rezultate. Lucrurile, proiectele pe care asociația le are sunt proiecte de succes. Sunt proiecte care dau rezultate, însemnând că tinerii ăștia ajung să aibă joburi, ajung să se susțină, să fie independenți financiar, ajung să fie la rândul lor modele și motoare pentru ceilalți tineri din societate. Au valori pe care le inspiră mai departe, înalte, și atunci nu putem decât să ne mândrim și, așa cum ai spus tu, să ne înconjurăm în continuare de oameni de valoare și să vorbim unde putem despre această valoare a noastră și să o perpetuăm și să ajungem la cât mai mulți Eu oameni. Sunt pe modelul picătură chinezească, ce am început aici când am venit pentru prima oară la... Am fost în prima oară într-o discuție cu Metropola TV, am zis, dacă vin la voi, vreau să fac o emisiune așa cum o visez eu. Și emisiunea să se intituleze Merit. Adică vreau să vorbesc despre meritul românesc. Pentru că m-am săturat, mai ales în ultimul an de pandemie, când mai rău s-au acutizat toate și ai văzut mai rău tot ce înseamnă mediocritatea care a pus stăpânire pe lumea noastră.
Și în momentul ăla am zis, mă lăsați să fac eu asta? Și nu zic, așa cum o visez eu, cu oamenii aia pe care îi visez eu și care știu că există. Și au zis, da, mama mea, și când au sărit fetele de aici, când au văzut ce frumos, ce oameni vin, păi cum să nu-ți fie drag, sora mea, și voi fi picătură chinezească. Și așa trebuie să fii și tu și toți prietenii noștri. La fel trebuie să fie picătură chinezească, până îi ducem pe ăștia pe Făraș, de unde au venit, să-i văd în piața muncii. Cred că 80% din ei ar fi cei mai mișto șomeri din țara asta. 80% pe piața muncii să-l duci pe cărătorul de hârtii și pe ăla care a făcut pantomimă la Oslo și acum e, cum îi zice, șeful Comisiei de Cultură din Parlamentul nostru. Asta este. Deocamdată am ajuns aici, dar aur există. Aur ești tu, aur sunt cei din jurul tău, voluntarii de la asociația asta. Și aur este misiunea asta care promovează astfel de valori. Pentru că în timp ce tu povesteai, mi-am adus aminte, mi-a venit în minte o amintire foarte... Am făcut un... Indiferent. Veneam de la campionatele europene sau de la mondiale. Antrenoarea mea, Marcela Fumea, ieșea prima din aeroport să vadă dacă cineva din presă ne așteaptă, ne întâmpină să poată să trimită pe cineva să dea un interviu. Și nu s-a întâmplat odată, s-a întâmplat de mai multe ori ca presa să fie în aeroport, dar nu pentru noi, pentru lotul național al României de gimnastică, pentru cancanuri. Și atunci se întorcea către noi și spunea, vă scoateți toți medaliile și vi le puneți la gât, așa ieșim din aeroport. Și noi eram așa rușineați, Doamne, dar cine vrea să ne vadă pe noi cu medaliile la gât? Nu înțelegeam atunci, însă după am înțeles foarte, foarte, foarte mult de ce făcea asta. Da, și... știi bine că cei care fac treburile alea, aia nu sunt presă. Aia sunt altceva. Sunt o categorie aparte de... indivizi pe care nu poți să-i numești că fac parte din presă, sincer. Da, adică... repet, mi-am amintit și acum zâmbesc la această amintire, pentru că, apropo de valori și de ce promovăm, da, asta era o durere pentru ea, că noi nu suntem promovați. E o durere pentru mine. E o durere pentru, cred că, oricare din prietenii noștri. Pentru că, da... ori te promova dacă venea vreun nei ca nimeni dintre ăsta să se dea mare cu ce ați făcut voi, că e meritul lor și că dacă, uite, susținem sportul, noi suntem lângă sportivele noastre, lângă aurul nostru, ca și când din cauza sau datorită lor copii ca tine se întorc cu aur acasă sau copii ca alții iau 10 la olimpiadele internaționale, ei sunt noi. Și pe partea elaltă, ei dau temelie și frânează orice încercare de ridicare a elitelor românești și de mediatizare a elitelor românești. În toate domeniile, nu mă refer doar la sport. Da, din păcate, în România, eu am o expresie așa, e cu hai că se poate și așa sau cu hei rupu. Nu mai merge chiar așa, pentru că nu mai merge chiar așa. Suntem aici în afară să facem... de asociație, tu, de social incubator, ce mai faci? Ai și un business privat? Ai un cabinet privat al tău de... Nu am un cabinet privat, lucrez în colaborare cu... Am mai multe colaborări ca și profesor de educație fizică, ca și antrenor de fitness, de wellness. Toate proiectele mele sunt legate de sănătate, de educație, asta în direcția meseria asta. Asta e vocația ta. Pentru asta ai crescut. Da, e adevărat. Asta eu dau înapoi. Asta dai înapoi, exact. Ce poate să fie mai frumos decât să dăruiești ceea ce la un moment lucrez acum la un proiect pentru care e mai mult în zona de prevenție și cred că e foarte mare nevoie în România de astfel de proiecte, de a preveni lucrurile înainte să se deterioreze și să nu mai tratăm atât de mult. Că noi ce facem? La orice. La haleală? Și la partea fizică de boli, da? Prin sport și prin prevenție a nutriției și educație.
educația nutriției, tot ce înseamnă să ne educăm, că educația nu ține doar despre cultură. Cine mai cumpără medicamente? Nu știm, nu vrem să știm. Vrem ai să grijă, știm ai grijă ce să, spui. Să avem oameni fericiți, împliniți, sănătoși, activi, până la o vârstă foarte înaintată, pentru că se poate și pentru că nu vrem să mai vedem că așteptăm să ne doară până facem ceva în privința asta. Vrem să facem lucruri înainte să ajungem acolo. Nu știu cum să face, că de fiecare dată când am o emisiune dintre asta care mă prinde, și cam toate emisiunile, nu cred că a fost vreuna care să nu mă prindă, e așa, nu știu, zboară timpul pe lângă mine și aș dori să vorbesc o mie și o mie de lucruri, parcă mă oftic că e timpul limitat. Chiar mă oftic că e timpul limitat. Ne mai întâlnim. Prevenția asta de care spui tu, nu știu, ți-am spus, este greu, pentru că, pe de o parte, tu te lupți, dar la nivel de nație, acolo unde trebuie implementată, așa ceva nu există. Picătura chinezească. Picătura chinezească. Om cu om, fiecare să pună umărul. Dragi prieteni, căutați-vă picăturile din jurul vostru. Eu o să aduc aici cât de mulți oameni pot. Nu știu pe toți. V-am rugat de atâtea ori, ajutați-mă. Ajutați-mă dacă vreți într-adevăr și voi ceea ce cred că doriți. Că nu degeaba suntem 70% și stăm deoparte și zicem, aoleo, ce se întâmplă? Nu știu, dacă mai cunoști oameni, și tu, Cristi, adu-mi, cheamă-i aici să vorbească. Să vorbească, pentru că nu știu. Nici eu nu suport să văd cum sunt toate generațiile noastre de copii grase. Avem într-adevăr o problemă serioasă în privința asta a copiilor obezi și, repet, se fac demersuri, dar tot prin educație. Totul ține de educație, oameni. Ține de educație, dar degeaba dacă până și cerealele pe care le mănânci și asta, tot sirop de porumb găsești. Da, dar există. E ieftin. Ieftin, pe consum. Ieftin este, cum era expresia aia cu, dacă nu știi ce, dacă ți se pare scump un profesionist, atunci nu știi cât te costă un incompetent, nu? Da. Cam așa ceva, dacă ți se pare scump un aliment sau ieftin un aliment care nu ți aduce foarte mulți nutrienți sau ți se pare scump un aliment care ți aduce nutrienții de care ai nevoie și te scutește să dai banii pe medicamente și să umbli pe la doctor mai târziu, tu cred că nu știi să-ți faci calcule cu adevărat, adică iar revenim la educație. Da. Să cam termină emisiunea asta, firea la naiba să fie. Nu știu, mă simt atât de confortabil să vorbesc cu tine. Mă simt atât de confortabil să vorbesc cu fiecare dintre oamenii pe care îi am pe scaunul din fața mea și mă simt atât de confortabil, până la urmă, prieten, să împart lucrul ăsta cu voi, pentru că știu că o să-l dăruiți și o să-l dați mai departe. Nu știu ce ar fi spus, mi-aduc aminte doar de vorbele unui om care spunea: vremurile grele creează oamenii puternici, oamenii puternici creează vremuri ușoare, vremurile ușoare creează oameni slabi și oamenii slabi creează vremuri grele. Cam pe aici suntem. Dar, așa cum am spus, renașterea începe cu fiecare dintre noi. Fiecare picătură dintre asta chinezească pe care reușim să o aducem, să o prezentăm, să o vorbim, pentru că merităm mai mult. Toți. Îți mulțumesc încă o dată, aur frumos. Și eu vă mulțumesc. Și voi, prieteni, ne vedem tocmai luni. O să sufăr. Nu uitați, eu sunt Mugul Mihescu, iar tu meriți. La revedere, pe luni. Weekend frumos aveți. Zeluri cu gust de săvârșit ți-a prezentat emisiunea Meriți. Gustă produse fresh într-un concept tradițional.